Primul Consiliu de Ministri al Guvernului din Franța, condus de Elisabeth Borne, are loc în această după-amiază. Iar pe agendă sunt trecute măsurile pentru a face față valului 7 al pandemiei de COVID-19. Cu mai multe detalii pentru acest subiect vine colega mea Marcela Ferraru, editor al F News în Franța. Marcela, bine te-am găsit. Spune-mi, care este situația actuală sanitară în Franța? Bună ziua, Alice. Da, vreau să precizez că este Consiliul de Miniștri al Guvernului Elisabeth Borne maniat sau Borne 2, pentru că astăzi s-a remaniat guvernul. Situația sanitară este destul de complicată, aș spune, pentru că doar pentru ziua de astăzi s-au înregistrat peste 125.000 de infectări. Au început să crească și numărul de admisii în spitale. În ultima săptămână, peste 5.000 de persoane au fost admise la spital. În acest moment sunt 16.000 de pacienți, mulți dintre ei în terapie intensivă. Valul care ne lovește acum este valul 7. Este vorba despre varianta BA2 a Omicronului, care, din ceea ce spun specialiștii, este mult mai puternică, chiar dacă mai puțin simptomatică. Deci sunt mai puține persoane care au simptome, dar infecțiile sunt mai puternice decât cu varianta BA2 din această iarnă și cei care prezintă simptome au simptome ceva mai grave. Marcela, ce măsuri sanitare ar putea fi luate în Consiliul de Ministri de astăzi? Ceea ce se discută astăzi este o nouă lege sanitară, pentru că legea de urgență sanitară pe care o aveam până în prezent se încheie acum în câteva zile. Deci e o nouă lege sanitară care va avea totuși dificultăți în Parlament, pentru că nu mai există o majoritate absolută, deci va trebui dezbătută și negociată cu partidele de opoziție și s-ar putea să dureze puțin. Însă printre măsurile care sunt prevăzute în această nouă lege sanitară se numără în primul rând reintroducerea a pașaportului sanitar la frontieră. Acest pașaport sanitar înseamnă fie test negativ, fie dovada vaccinării, fie dovada trecerii prin boală. Printre alte măsuri, deocamdată nici se recomandă purtarea măștilor în locurile aglomerate și în transportul în comun, programările pentru doza de rapel a vaccinului și vaccinarea inclusiv a copilor de începând cu 12 ani înainte de încetarea noului an școlar în toamnă. Marcela, îți mulțumesc tare mult pentru informații.